Noi românii niciodată n-am considerat că avem industrie farmaceutică. Întotdeauna am asimilat o industrie chimice. S-a și chemat fabrica chimică numărul 2, pentru că mai era la Iași o fabrică chimică numărul 1, dar făcea fibre sintetice. Și am pierdut pe chestia asta. România a pierdut, pentru că dacă tu nu te vezi, nu te vede nimeni până la capăt producător de farmaceutice. Fabrica a fost gândită să producă penicilin. Deci prima secție a fost o secție cu o capacitate relativ redusă, cu un număr restrâns de angajați pentru a produce această penicilină. Bine, dar între timp a fost nevoie și de streptomicină. Imediat s-a dezvoltat o altă secție, o altă fabricuță alături de streptomicină. Ulterior a fost nevoie de oxitetraciclină, deci alte clase de antibiotice. Astăzi suntem o companie care producem și vindem în jur de 100 de milioane de euro pe an. Jumătate este realizată în țară, jumătate se realizează prin exporturi într-un număr important de țări. Pe piața din România, dintr-un număr de 150 de produse pe care noi le valorificăm și nu numai în piața din România, dar mai cu seamă aici, vindem foarte bine din gama de antiinfecțioase, pentru care suntem și lideri în piața de spitale. Vindem bine și produse de uz cardiovascular și de sistem nervos central. Sunt clase care au o terapeutică foarte extinsă la nivelul pieței din România. Vindem de asemenea și produse dermatologice, unde suntem lideri de piață la forma de topice. Și vindem de asemenea destul de bine și produse de tract digestiv, unde avem și un brand umbrelă pentru o parte din produse, brandul Nutriensa, în spatele căruia vindem suplimente alimentare pe o piață destul de concurată la nivelul României actuale. Și noi sperăm să facem față acestei competiții pe termen foarte lung, mai ales și tradiția ne confirmă faptul că suntem al patrulea producător de generice, chiar dacă ne batem cu niște coloși internaționali, multinaționali și cu o mare putere. Până acum am reușit să facem acest lucru foarte bine. Ne dorim ca experiența noastră să confirme că putem face și în viitor. Undeva în anul 2004 ne-am pus întrebarea firească. Avem, prin tradiție, capacități de biosinteză și prelucrare fizico-chimică pentru obținerea de substanțe active. Dar ce să facem pe ele? Pentru că chinezii au venit, au invadat piața cu penicilină, cu streptomicină, oxitetraciclina, tetraciclina au scăzut în consum, comunitatea europeană a interzis în premixul animalelor, în hrana animalelor, prezența atâtor antibiotice dăunătoare prin remanența lor asupra sănătății oamenilor. Am închis producția, am trimis acasă oameni, v-am mai spus, și am zis, haide să încercăm atunci să facem nistatină. A trebuit să merg să caută tehnologie. Și am mers în Italia, am descoperit unde laboratoare specializate și în scurt timp, prin dezvoltările de produs, de tehnologie, dar și de concepte noi și de business, am devenit, nu peste noapte, cu luptă, undeva începând în 2010 am început să vindem și în America produsul, din momentul ăla, odată cu vizita FDA-ului, Food and Drug Administration, care a venit, a verificat conceptele noastre de producție, de asigurarea calității, a constatat că există compatibilitate. Ba chiar a recunoscut între timp FDA-ul cu diplome speciale și cu scrisori de mulțumire că am revoluționat acest produs. Iar farmacopeia americană, care este, să spunem așa, găzduită tot de Food and Drug Administration, de Administrația Statelor Unite, a preluat produsul nostru și specificațiile produsului nostru ca parametri pentru calitate la nivel internațional. Mulțumindu-ne pentru asta, apreciindu-ne și dând valențele produsului nostru tuturor produselor din lume. Sigur, au trecut ani, viteza cu care lucrurile se schimbă în piețele internaționale e teribilă. Competiția e mare, interesele de a câștiga bani, poziții, monopoluri industriale și așa mai departe. Deocamdată, o spun cu reală mândrie, suntem în continuare pe primul loc, punem în piață peste 60% din consumul mondial, ceea ce este mare lucru. China cumpără întreaga producție pentru consum de la noi, asta înseamnă 30% din ce producem noi. America cumpără
în jur de 20% din ce producem noi, practic companiile din America în jur proporție de 80% au produsul nostru în consumul lor. Sigur, nu ne așteptăm să menținem supremația asta până în beacul vecilor, dar deocamdată suntem bine poziționați și eu cred că ani de zile vom rămâne acolo sus, numărul 1 mondial.